Eu aș merge și la Comarnic. Păi ce, că în două ore suntem înapoi. Vezi cu prințesa asta. Da. Salutare tuturor și bine v-am regăsit, fraților, la un nou ATV vlog după o lungă perioadă. În sfârșit am mai ieșit și eu. Nici nu credeam că o să mai pornească, cred că n-am ieșit de două luni. Suntem 5 ATV-uri astăzi. Să mergem ușor, că e praf! Băi, fraților, am și fost răcit. Nici acum nu mi-a trecut de tot. Și oricum am alergie eu primăvara la polen, la praf, la, mă rog, la toate. N-a fost niciodată. A, n-a fost? Hai! Ia uite, m-au pus de alea. Ia uitați cum au pus lemne tăiate, să nu mai poți să urci pe nicăieri. Lemne, lemne, lemne. Te-au făcut drum aici. Au pus peste apă, peste tot. Noi dacă intrăm acum cu ATV-ul în apă, n-avem voie, ne luăm amendă. Hai da! De fain afară și ce mișto e că s-a încălzit! Mai spor frigul, m-am săturat de el. Trebuie să-mi schimb și eu uleiul neapărat la ATV, că nu l-am mai schimbat de mult. O să mă duc săptămâna asta la Brașov să cumpăr ulei și filtre. De fapt, filtrul de ulei, doar că filtrul de aer este de la care se spală. Hai da. Momentan nu-i dau greul că sunt și singur. Mamă, uite cu noi aici, sunt pe aici. Plecăm frumos așa. Ăla s-a dus în față de tot. Alexandru n-are treabă. Dacă e primul, îi dă. Mamă, dar ce noroi să-mi va picioare după zăpada aia. O să ne facem varză. Băi, fratelor, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat butonul de like acum, să strângem 10.000 de like-uri la clipul ăsta. Să încerc să filmez și eu din nou ATV vloguri, să văd susținerea din partea voastră. De asemenea, am uitat să-mi dați și un follow pe Instagram și o urmărire pe TikTok, că postez destul de des și acolo. Mamă! Noroială! Noroială! Că e noroi? În față este fratele lui Alexandru, Luci, și a luat CF Moto 520. Înainte știți că avea Linkai 500 ăla și a trecut și el pe CF-ul. Model cu servo, tot ce trebuie, altceva, altă viață, dar să știți că și ăla a mers bine. Cât timp l-a avut el, chiar a făcut față cu brio. Știți că ne-am dat iarna atunci, l-am omorât. Hai da! Hai, pisoiule, dă-i! Sper să mă auziți bine, că am altă cască acum, mi-am pus microfonul pe ea și are altă poziție microfonul. Să-mi lăsați în comentarii dacă se aude ok, dacă
unghiul de cameră e ok, că și acum am pus altfel camera. Dacă nu, revin la setup-ul vechi. Îi dai pe aici? Da? Păi și nu poți să-l faci, îi faci soft. La Brașov. O să vorbesc eu cu cineva. Da. Da, am înțeles. Haide să urcăm și noi aici. Hai, bă. Dar nu e așa rău. Dar e fain, aș urca o 20 ori. Aha, și mie la fel. Da? A fost faină urcarea aia. Să vedem pe aici, pe unde o luăm. Eu de mic copil mi-am dorit să ajung ATV-ist. A, era o urcare pe acolo, dar pe aici cred că e. Mamă, uite un taf pe aici, mâncați aici gura. Mamă, ce-au făcut pe aici să-mi bag picioarele, uitați-vă și voi. Ia ziceți, mă, băieți, au stricat drumul sau nu? Sau au fi făcut de ATV, mă, mâncați, cine știe. Bun, ce roz mare are ATV-ul când distruge, ia uitați-vă un pic, mă. Ia uitați-vă, mă, când distrug ATV-urile, mă, drumurile. Ia uite, mă, pe aici copaci căzuți, tăiați. Ce dracu, mă, toți braziști. Foarte ciudat. Nenorociți ăștia cu ATV-urile, frate. Aoleu, nu mai călcați, mă, pe aici, mă. Ia uite, mă, calcă peste lemnele astea. Ia uitați ce e aici. Vedeți asta, de asta mor eu, frate, că se distrug pădurile peste tot în țara asta prin alt mijloc decât ATV-ul. Hai, hai, cu trăsioara. Eu nici ăsta nu-l ating, mă, frate. Mamă, cât de înalt e. Hai de luci. Aici, aici. Hai să vedem. Uga! Mea sebi. Vrei să-i dai? Da, păi urci, că e uscat. Hai să plângem de el. Dă-i încet, da. Nu mă, să-i se pe el, mă, și dă-i, mă, că urci. Urcă, bă, dreacu, mă, lune. Urcă, mă, că e uscat. Ai de p... Acum se face din ce în ce mai rău, aia e. Vreau că te dăm copacul ăla, mă. Da. Te aruncă copacul. Ha, mă, dă-l dracu de bolovan. Hai, mă, las, știi unde dracu e. Ce căl? Ați lucrat aia cu tractorul drumul, nu? ATV-ul de restric. Stai cu minte, că... A, l-a făcut autostradă, mâncați-și.
Ți-ai văzut? Cu aia mică atâta? Unde? Ah, du-te. Să dau eu pas. Păi nu fie răsplau, mă, de la de circular, de la de... Pe acolo te aruncă, mă, mai uite, cred că unde e rădăcina asta la Ali, aici. Dă-i blocabil. Vezi că ai și faza lungă, cred că. Iar, mă, ating mereu, mă. Hai să vedem aici. Mamă, cum a trecut de mâna ta. Ți-o prindea dracu. Bine că nu mi-am luat geacă. Hai că e bine afară, lasă-mă drept. Haideți că am schimbat și o baterie repede. Se încinge foarte, foarte rău GoPro-ul ăsta 11. Când e cald, afară fierbe în carcasa asta. Și implicit se duce repede bateria. Parcă iarna ținea mai bine să mă bată mama. Știți ce? Mi-e o foame de nu mai pot, mor. Uite ce bine a luat-o Mircea, băiatul din față. A luat-o bine acolo pe stânga. Hai! Da, nu, du-te stânga mult. Nu te mai du, da. Cât poți de mult. Așa. Că ăștia se bagă cum e mai prost. Așa. Gat! Hai să iau și eu cazanul meu. Te vezi, dacă te bași pe stânga pe aici, e mult mai ok. Ce-mi place să urci ușor așa la... Cât să agațe cauciucul, știi ce zic? Anvelopa. Băi, fraților, vreau să-mi lăsați toți un comentariu la vlogul ăsta. Puneți chiar acum pauză sau în timp ce vă uitați, lăsați un comentariu și o să vă răspund la toți. Să facem ca pe vremuri, că mi-e dor să mai răspund și eu la comentarii. Dă-i, nu-l lăsa. Te vezi aici, trebuie să treci cât mai tare, că dacă mergi încet te răsturni. Uite, dacă vii așa plăniță, ca ciobanul, vii și dai și dai. Bă, dar să ne luăm și noi odată o slănină cu o brânză, cu o roșie. Pă bune, data viitoare mai luăm și noi. Unul aduce slănina, unul brânza, eu aduc ceapa. Eu aduc, eu aduc, eu aduc, eu aduc.